PPNL nu mai e sănătos dacă este consumat în exces. Medicii avertizează că fructele de sezon vin pe lângă numeroasele beneficii pentru sănătate și cu un conținut ridicat de zahăr, care poate să crească riscul de boli cardiovasculare, diabet sau cancer. În plus, pericolul pesticidelor nu poate fi nici el ignorat. Producătorii ne pot ascunde informații importante pentru sănătatea noastră. Din dorința de a face profit, unele legume și fructe sunt tratate cu pesticide pentru a rezista mai mult. Bepele în sine are foarte multă glucoză și fructoză, împreună fac zahărul și în cantitate mare, atunci el intră în tubul digestiv, se absorbe în sânge și crește glicemia. Boala în care glicemia e foarte crescută se numește diabet. Da. Și în diabet, glucoza nu stă la un nivel perfect, ci urcă mai mult decât trebuie. Glucoza e foarte necesară organismului nostru, dar în cantitate mare e toxică, face rău. Consumul de fructe aduce numeroase beneficii pentru sănătate. Printre acestea se numără reducerea riscului de boli cardiovasculare, îmbunătățirea stării psihice, atenuarea simptomelor unor boli cronice și reduce riscul apariției cancerului colorectal și pulmonar. Cu toate acestea, specialiștii spun că diversitatea și calitatea sunt la fel de importante precum cantitatea. Când consumăm fructe, nu trebuie cantități foarte mari. Știu un caz e, autentic. Unul care a auzit că dacă e gras să mănânce numai, numai pepeni. Și a mâncat o perioadă numai pepeni. Dar nu foarte mult, că a făcut un diabet groasnic și acum se tratează de diabet. Pentru că el consuma numai pe mești, organismul și organismul și-a epuizat toată insulina. Da. De aceea nu trebuie să facem exces. O felie e suficientă, nu prea mare și încă ceva, să nu fie chiar pe stomacul gol. Consumate în exces, fructele vin la pachet cu kilograme în plus, însă aduc și beneficii însemnate pentru sănătatea noastră. Sunt naturale și au vitamine, au substanțe fitochimice, au toate minerale. Și le au în cantități perfecte, adică sunt foarte utile și necesare să mâncăm fructe. E viața noastră fructele respective, dar trebuie nu mâncată cantitate mare. Dacă e bun, nu trebuie să mănânci mult. Ca aici e nenorocia. Și îmi place și am mâncat pe masă.